Sunteți pagina de istorie actuală a României și v-am pus între două pagini de istorie ale României bătălia de la Călugăreni și bătăliile din primul război mondial care sunt reprezentate de mormântul eroului necunoscut. Da, vă mulțumesc mult că v-ați venit la mine. Este un lucru extraordinar, după cum ați făcut și mai și altfel de maratoane, numai acesta. Eu vă felicit pe această cale și sper să termine toți concurenții și să aveți baftă și să ajungeți cu bine la final, la mormântul erorului necunoscut. Aveți, dumneavoastră practic veți alerga cu noi, aveți numărul de concurs 125, noi am început cu 101 și aveți și un tricou și o medalie pregătită, o să vedem cum... O diplomă. Și o diplomă. Vă mulțumesc mult că o să ajung în țară, în octombrie, o să ajung în România. Vă mulțumesc că v-ați venit să dați o diplomă și o medalie și un tricou. Este un lucru extraordinar, înseamnă foarte mult pentru mine. Mai puteți să rămâneți să cântăm imnul României și după aia să ne dați cartul? Sigur. Da. Hai să încep. Deșteaptă de române din somnul cel de moarte în care te-a lângiră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Doamna Dită, aici lângă noi este primarul localității Călugăreni, care vă transmite salutările locuitorilor din Călugăreni. Și practic dumneavoastră dați startul din America, iar dânsul ne dă startul de aici, din numele dumneavoastră, din Călugărei. Plăcere, deja când ați început să testați în României, deja ne-am adus aminte de clipele frumoase care le-am avut la Beijing, de cea mai când s-a cântat în România, de cea mai înaltă dreaptă a jocurilor. Dumneavoastră sunteți un simbol pentru noi. Mulți dintre noi în 2008 ne-am apucat de alergat și am început, acum avem zeci de maratoane. Datorită dumneavoastră, acest sport a început să se dezvolte în România și vă suntem recunoscători. Mă bucur foarte mult și vreau și cât mai multă generație tânără să înceapă să alerge maraton și să avem cât mai mulți maratoniști. Vă invităm să ne dați startul alături de domnul primar și ne numărăm de la 10 până la și după aia o să luăm legătura după ce se termină cursa, da? Bună dimineața. Domnul primar, împreună dați startul acestui maraton. Bună dimineața, sunt primarul comunei Călugăreni și cu prilajul acestui super maraton vreau ca să fiu alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult, domnul primar, și vă felicit pentru organizarea acestui maraton. Și noi vă mulțumim că ați ales ora noastră Călugăreni. Da, și acum, doamna Diță, împreună, deci ne dați startul, împreună cu domnul primar, cu 10, da? Da, sigur, da. Sigur. Cu 10? Da, 10! 9! 8!
6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Mulțumim frumos! Salută și George Cărucaru din Brașov. Haideți copii, în coloană câte unul, la revedere. Mulțumim frumos, mulțumim doamna Dicea. Dandele! 6-0-7. Respira adânc, respira adânc. Super cursă, o cursă din dragoste pentru România, din respect pentru doamna Constantina Dita, care a obținut cel mai mare succes în proba de maraton pentru România. Noi, 24 de concurenți, aducem omagiu și militarilor armatei române, care în primul război mondial s-au jertfit pentru realizarea României mari. Vom merge la mormântul soldatului necunoscut. Acest mormânt simbolizează 225.000 de români care s-au jertfit pentru unitate. De asemenea, plecarea de la Călugăreni, de la statuia lui Mihai Viteazu, este o plecare simbolică. Mihai Viteazu este cel care a realizat pentru prima dată unirea țărilor române și noi, practic, astăzi, parcurgând acest traseu, vom face legătura cu mormântul soldatului necunoscut, care au pus în practică visul lui Mihai Viteazu. Deci, ceea ce a început Mihai Viteazu, cei 225.000 de români au realizat în 1918, realizând Marea Unire. Hai România! Hai România! Când a luat naștere acest maraton? Când a luat naștere? Acest maraton a luat naștere la maratonul Transilvania, acolo unde un grup dintre maratoniști, la ideea lui George Cojocaru, au hotărât să stabilim o zi care să fie ziua maratonistului din România. Și această zi a fost aleasă 17 august, cea mai mare performanță din istoria maratonului românesc, Constantina Dita Tomescu. De câte minute a luat startul? Aproximativ. A luat startul de 3 minute, suntem în coloană, vom parcurge 46 de km prin satele județelor Ilfov și Giurgiu. Ne vom opri în București la mormântul soldatului necunoscut.